Pasajul la care privim în această seară este numit Cântecul Mariei sau în alte versiuni, în alte traduceri, Magnificatul. Magnificat este un cuvânt din latină care înseamnă cântec de slavă și își are cumva denumirea din faptul că acest cântec debutează cu acest cuvânt la care provine și numele, magnific. A magnifica. Maria spune, sufletul meu îl preamărește sau îl magnifică pe Domnul. Și cuvântul preamării, deși este destul de precis și în limba română, deseori are o conotație greșită în felul în care e folosit în ziua de astăzi. A preamării înseamnă a ridica în slavă pe cineva sau pe ceva, a lăuda, a slăvi, a glorifica sau a prea slăvi. Dar lumea din ziua de astăzi și chiar și creștinii de multe ori au impresia că noi cumva îl facem pe Dumnezeu să fie mare. De parcă am avea un Dumnezeu mic și noi trebuie să îl mărim pe Dumnezeu. Să-l facem să pară mare. Că altfel ar fi mic. Magnifica, cred că este un mod mai clar de a reda înțelesul care Evanghelistul Luca vrea ca să ne-l comunice, dar și aici trebuie înțeles în mod corect ce înseamnă a magnifica. John Piper are o explicație foarte frumoasă care mi-a plăcut foarte mult și anume spune, când vorbim despre a magnifica ceva, există două feluri de a magnifica. Există un microscop care ia un lucru foarte, foarte mic și îl magnifică în așa fel încât omul cu ochiul său liber prin microscop să poată să vadă acel lucru, o celulă sau o moleculă care altfel nu ai avea cum să o privești. Și există magnificarea care se face cu un telescop. Și anume când privești la astrele cerești și privești la ceva care este deosebit de mare, deosebit de grandios, deosebit de strălucitor, dar din simplu motiv că este departe, poate să pară mică. Când te uiți pe cer și te uiți la lună sau te uiți la stele, se pare așa de mici în comparație cu lucrurile de aproape care ți se par așa de mari. Până când pui mâna pe un telescop și te uiți prin acel telescop și realizezi că acel obiect pe cer, care cu ochiul liber pare să fie cât o monedă mică, este de fapt imens. La soarele nostru, de exemplu, care când te uiți pe cer nu pare să fie chiar așa de mare, dar când stai să realizezi că pământul nostru ar intra în soare de peste 1000 de ori, începi și realizezi cât de mare este, da? Și te uiți la alte stele care, din cauza că sunt foarte departe de noi, par să fie mai mici ca soarele nostru și realizezi că există stele ca și soarele nostru, doar mai mari în acest univers, în care soarele nostru ar intra de mii de ori în el. A magnifica pe Dumnezeu înseamnă a vorbi despre El, a trăi în așa fel, încât cei care privesc prin tine la Dumnezeu, care în momentul acela este departe de viața lor, să-L privească așa cum este El. Măreț, magnific, imens. Dumnezeu nu are nevoie ca să fie făcut glorios. Să devină magnific, să devină măreț. Dumnezeu este măreț și trebuie prezentat ca atare. Unii critici asupra acestui text vin și comentează că este prea profund, prea magnific chiar și prea impresionant să fi fost rostit cu adevărat de Fecioara Maria. Țineți minte că am văzut dimineață că era o fată simplă, probabil între vârsta de 12 până la 14 ani, needucată, analfabetă. Fratele Cristi mi-a pus întrebarea pe Facebook. Ce-s cu presupunerile astea? De unde știm noi că avea 12 ani sau 13 ani sau 14 ani, da? Nu știm cu exactitate. Lucrurile astea nu ni-s revelate în Sfintele Scripturi. Dar 12 ani era vârsta, istoric vorbind, în acea perioadă în care fetele erau logodite. Și perioada în care logodna se ținea, adică era promisă fata unui bărbat,
dar dura aproximativ un an de zile, până când cei doi intrau în căsnicia reală și se cunoșteau unul pe altul, dar o lua la el acasă. În perioada aceea ei erau ca și căsătoriți. Acel contract de logodnă, acel legământ de logodnă, nu se mai putea rupe. Era permanent, doar prin divorț. Da? Și din istorie știm că în acea perioadă, deși pentru noi când vorbim o fată la 12 ani să fie logodită, parcă e scârbos, da? La 14 ani să fie căsătorită. Dar așa erau vremurile, da? Poate că și astăzi ar fi mai bine la 14 ani să fie căsătorită decât să fie alte lucruri. Pentru că să nu crezi că stau fete cu minți până la 18 ani. Și zic criticii că această operă este prea măreață să fi fost compusă de o asemenea fată. Fată simplă și needucată, cu părinți săraci. Și unii chiar sugerează că Luca ar fi împrumutat acest text din altă parte, de la alt scriitor, și l-ar fi înserat aici în narativul Domnului Iisus Hristos pentru că i s-a părut lui potrivit. Vă asigur că Luca nu și-ar fi permis lucrul acesta. Și critici aceștia nu țin cont de două aspecte importante despre acest text și despre Fecioara Maria. Într-adevăr, în primul rând trebuie să luăm în calcul că Maria era o fată lipsită de educație, dar era o fată dusă la casa Domnului. Era o fată care era din pruncie saturată de scripturi. Asculta în sinagogă, asculta acasă citirea scripturii și cunoștea bine scripturile. De fapt, fiecare frază, dacă am stat și dacă am avea timp, din cântecul ei, își găsește corespondent în scripturile Vechiului Testament. Ea n-a compus așa un cântec sau un imn, pur și simplu și-a imaginat ea. Ci imnul ei este ancorat în Vechiul Testament, la fel cum ar trebui ca să fie imnurile noastre ancorate în Scriptură. Noi trebuie ca să cântăm Scriptura, noi trebuie să ne rugăm Scriptura și noi trebuie să predicăm Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să permieze absolut tot ceea ce facem. Și oamenii care sunt în preajma cuvântului tot timpul, care ascultă cuvântul Domnului predicat, îl ascultă în rugăciuni, îl ascultă în cântări, îl citesc acasă, îl studiază, când își deschid gura să vorbească, știți ce ieșe din gura lor? Cuvintele care le-au cunoscut din Scriptură. Da? Omul care se uită la TV non-stop, când își deschide gura, este ce vede la televizor. Omul care ascultă la radio non-stop, vorbește cum aude la radio. Și omul care ascultă cuvântul lui Dumnezeu tot timpul, când își deschide gura să cânte, să compune o poezie, să vorbească cu cineva pe stradă, da? Îi vine în minte cuvântul lui Dumnezeu. Și asta vorbește. În al doilea rând, nu doar că Maria este o fată care a fost expusă la cuvântul lui Dumnezeu, care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, dar Maria este o fată peste care puterea lui Dumnezeu s-a pogorât. Am văzut lucrul acesta. Maria a fost marcată, ba mai mult transformată de această experiență în care puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, s-a pogorât peste ea și a înzestrat-o pentru această chemare de a fi Maica Domnului. Prezența Duhului Sfânt, știm foarte bine din Sfintele Scripturi, face minuni în oameni, transformă, dă viață, transformă gândirea noastră, ne dă cuvintele potrivite atunci când avem nevoie de ele. Și consider că în acest moment Maria vorbește împuternicită de Duhul Sfânt. Vorbește într-un fel profetic. Păi frate, cum știi asta? În primul rând știu asta pentru că Luca hotărăște ca să ia ceea ce spune ea, da? Acest imn magnific al ei și să îl includă în Evanghelia lui ca și fiind drept de la Dumnezeu. El ne arată acest lucru nu ca și un exemplu negativ. De exemplu, în Biblie am văzut că sunt de multe ori evenimente care sunt acolo și nu înseamnă că noi trebuie ca să le urmărim. Biblia ne arată, de exemplu, cum a păcătuit David. Dar nicăieri nu ni se spune că ar trebui să păcătuim și noi ca David. Da? În schimb, când Biblia ne arată exemple pozitive sau când vedem oameni care zic lucruri înțelepte, care scriitorii le afirmă, înțelegem că Dumnezeu a condus inclusiv cuvintele acelor oameni ca să slujească ca învățătură pentru noi. Așa că atunci când Maria vorbește
Și Luca înregistrează aceste evenimente și înregistrează acest cântec. De unde știa Luca ce a cântat Maria? Păi a întrebat-o. A întrebat-o și Maria i-a zis, uite cum s-a întâmplat și m-am dus și am cântat. Și Luca a zis, da, ce ai cântat? Ce ai cântat? Și Luca, călăuzit de Duhul Sfânt, spune, fantastic, ce cuvinte inspirate. Și le scrie în Evanghelia lui ca noi să învățăm din ele. Și știm din Sfânta Scriptură că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. 2 Petru 1,21. Așa că acest text magnific îi aparține lui Maria, dar mai mult decât atât este un text care Duhul Sfânt ne-l transmite nouă ca să înțelegem mai bine cât de magnific este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Ca să înțelegem mai bine cine era acest prunc care Maria și cei care erau înștiințați despre nașterea lui așteptau. Și cine este acest Mântuitor care a intrat și în viețile noastre. Magnificatul Mariei conține două categorii de glorificări sau de magnificări a persoanei Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu. În primul rând, Maria ne prezintă motivele ei personale pentru care ea îl glorifică pe Dumnezeu. Și în al doilea rând, vedem motivațiile ei profetice pentru care ea îl glorifică pe Dumnezeu. Câteva motive personale care le prezintă Maria. Maria începe cu o expunere a stării ei lăuntrice. Este și normal. Când vorbim despre lauda noastră la adresa lui Dumnezeu, trebuie să fie ceva lăuntric. Spune ea, sufletul meu îl preamărește pe Domnul și mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Știm de la Domnul nostru Iisus Hristos că adevărata închinare trebuie să fie întotdeauna în Duh și în adevăr. Și asta necesită ca Duhul tău, ca sufletul tău să fie impactat de adevărul lui Dumnezeu. Nu există închinare în Duh și în adevăr unde Duhul Sfânt și adevărul lui Dumnezeu sunt prezente, dar ele n-au niciun impact asupra Duhului tău. Da, atâta timp cât se spune bine din anvon, atâta timp cât teologia e corectă, e bine, e închinarea adevărată. E închinarea adevărată pentru cei care trăiesc în Duh și în adevăr. E închinarea adevărată atunci când cuvântul lui Dumnezeu impactează Duhul și sufletul tău și rămâi afectat, când îți însușești adevărul lui Dumnezeu și El te transformă. Faptul că ai venit la biserică în această seară și auzi o predică care s-ar putea spune că este adevărată și pleci neafectat de cuvântul lui Dumnezeu, netransformat, neschimbat, nu înseamnă că te-ai închinat în Duh și în adevăr. Maria vine și spune, eu glorific pe Dumnezeu, magnific pe Dumnezeu, pentru că sufletul meu a fost afectat de acest adevăr, de această veste a Mântuitorului care urma să vină în lume. Priviți motivele Mariei pentru proslăvirea lui Dumnezeu în viața ei. În primul rând, ea spune că are o stare smerită și că este un sclav al lui Dumnezeu, o roabă a lui Dumnezeu. Maria glorifică pe Dumnezeu pentru că este conștientă, în primul rând, de starea umilă în care se află. Să uită la ea, la viața ei, la situația ei, la neputința ei și din acest motiv simte că trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Sfântul Augustin spunea, pentru cei care vor să învețe căile lui Dumnezeu, este nevoie de 3 lucruri. Zicea el, în primul rând este nevoie de smerenie. În al doilea rând este nevoie de smerenie. Și în ultimul rând este nevoie de smerenie. Ca să te apropii de Dumnezeu, ca să-L simți ca și glorios în viața ta, trebuie să realizezi care este starea ta umilă și smerită în comparație cu un asemenea Dumnezeu măreț. Dumnezeu, de multe ori, nu este magnificat, nu este proslăvit în viețile noastre, pentru că avem o părere prea mare despre noi. Mai ales în ziua de astăzi, în care foarte mult se vorbește despre părerea de sine și trebuie ca să ai o părere bună despre sine și self-esteem și trebuie ca să te iubești tu în primul rând pe tine, ca să poți iubi pe alții. Și există și jumătăți de adevăruri aici. Dar de obicei ne stimăm așa de mult, ne iubim așa de mult și ne considerăm așa de buni și de magnifici,
încât nu mai este loc în viața noastră să fie magnificat, să fie arătat glorios Dumnezeu. Pentru că radiem noi pentru noi prea mult. Maria nu se privește așa. Maria privește obiectiv la starea ei și conștientizează cât de umilă este, cât de puțin sau de fapt deloc meritare și conștientizează cât de măreț este Dumnezeu și cât de bun este față de ea și cât de bun este față de noi. Și Scriptura ne învață acest adevăr foarte, foarte clar. Psalmul 34 spune: Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Mulți oameni îmi spun, știi, când mă duc la biserică, eu vreau ca să mă simt bine. Și vreau să mă duc de acolo ca să mă simt așa în formă și bine și bucuros și așa. Și eu îi spun, auzi, eu când te trimit acasă la biserică, vreau să te simți zdrobit. Scopul meu, jobul meu ca și mesagerul lui Dumnezeu, e să te simți zdrobit. Pentru că dacă te-ai închina lui Dumnezeu, cuvântul în sine, apropo, de închinare în limba greacă, prosterneo, înseamnă a cădea cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dragul meu. Când cazi cu fața la pământ înaintea Dumnezeului adevărat, nu ai posibilitatea să te simți bine. Și să... Nu există așa ceva. Când te întâlnești cu adevăratul Dumnezeu, pleci de acolo zdrobit, înfrânt. Ca și Isaia, care spune, vai de mine, sunt un om necurat. Un om cu buze necurate în mijlocul unui popor necurat. Nu pleci de acolo și zic, mai, am venit la biserică și mă simțeam așa un pic negativ despre mine și despre păcatele mele, dar acum am plecat și am realizat că nu-s chiar așa de rău. Știi, nu, it's ok. Nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu adevărată pornește de la zdrobire, pornește de la o inimă înfrântă, da? Pentru că El se apropie de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Mântuitorul, de altfel, începe minunata sa predică de pe munte în felul acesta. N-ar fi un predicator foarte popular, Domnul Iisus, astăzi, să-ți începe predica așa. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Hristos nu a venit pentru cei mândri, decât ca să-i smerească. Hristos nu a venit pentru cei fericiți, decât să-i dezamăgească. Hristos nu a venit pentru cei puternici, decât să-i distrugă. Știți ce ar face lumea? Exact ce a făcut, de fapt, cu un asemenea predicator. Îl zice, hei, eu n-am nevoie să fiu supărat și să plâng și să fiu zdrobit. Mă duc să caut altă biserică. Și știți ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus și cu mulțimile care l-au ascultat? Au plecat. Au plecat. S-au dus altundeva unde să predica o altfel de evanghelie. Că nu le place așa ceva. Și nu vă place și nu îmi place așa ceva. Să-mi spună Dumnezeu că dacă vreau să mă apropii de El, trebuie să fiu zdrobit. Și trebuie să fiu umil. Și trebuie să fiu smerit. Al doilea rând, Maria ne arată că ea îl proslăvește pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a privit cu îndurare asupra ei. A binecuvântat-o. Spune Maria, pentru că a privit la starea smerită a roabei sale, iată că de acum încolo toate generațiile, da, toate generațiile mă vor considera fericită, anume binecuvântată. Al doilea motiv pentru care Maria proslăvește pe Dumnezeu, pentru care îl magnifică, este faptul că ea se privește la starea ei și vede că este binecuvântată de Dumnezeu. În primul rând vede de unde a pornit, în ce stare se află și după aia vede că Dumnezeu nu a lăsat-o în acea stare. Că Dumnezeu a privit către ea cu dragoste și s-a îndurat de ea și a binecuvântat-o. Spune Maria, pentru că a privit, adică s-a uitat cu luarea minte, a avut compasiune asupra ei. Și nu doar asupra ei, ci asupra tuturor celor ce urmau să beneficieze de nașterea Mântuitorului. Puneți întrebarea. Ești tu unul dintre fericiții lui Dumnezeu? Ești tu unul dintre binecuvântații lui Dumnezeu?
Ești tu unul care te consideri că ai fost binecuvântat de Dumnezeu? Țineți minte acea pildă care spune, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui, veniți fericiții tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Te vezi ca și unul asupra căruia Dumnezeu a privit cu compasiune? Te vezi ca și unul care s-a îndurat Dumnezeu de el, din starea ta umilă, din starea ta josnică, din starea ta deplorabilă, din condiția ta depravată și penibilă? Dumnezeu a chemat spre tine și a zis, hai la mine, binecuvântatul tatălui, am pregătit o moștenire pentru tine. Maria așa se vedea. Una care era vrednică de nimic, dar asupra căruia a privit tatăl cu îndurare. Te vezi ca unul care ai fost făcut un binecuvântat al tatălui ceresc. Glorificarea lui Dumnezeu necesită conștientizarea stării noastre și umilința noastră, dar necesită și realizarea că în ciuda stării noastre, Dumnezeu nu ne-a lăsat în acea stare. Dumnezeu a privit cu îndurare, Dumnezeu a privit cu dragoste și ne-a scos din acea stare, ne-a dat un mântuitor, a privit cu dragoste și îndurare la noi și acum nu mai suntem pierduți, rătăciți, condamnați, ci suntem binecuvântați, suntem fericiți, suntem moștenitori. Nu mai trăi în trecutul tău. Mulți dintre noi trăim în ceea ce am fost sau în situațiile în care ne aflăm. Trăiește în viitorul tău glorios. Trăiește în credința adevărată care spune Biblia că este siguranța, convingerea sigură despre lucrurile nevăzute. Tatăl tău ceresc te-a declarat un moștenitor, un fiu de împărat. Tu stai, da, uite ce condiții deplorabile încă mai am aici pe pământ. Îl crezi? Îl crezi pe Iisus Hristos că El te-a mântuit din starea ta, din păcatul tău, că El te-a făcut împreună cu El moștenitor? Dacă îl crezi, trăiește ca atare. Este o poveste frumoasă care am citit-o despre niște mercenari care făceau transporturi din Africa de Sud și luau sclavi și duceau la muncă să-i vândă. Și acești mercenari stând și să priveau cum se încărcau corabile cu toți sclavii, vedeau că toți sclavii urcau pe corabii așa foarte supărați și cu capul jos, legați. Și unul dintre ei, care mergea și el în coloană să fie urcat ca să fie dus peste ocean și vândut, mergea drept, cu pieptul scos și cu capul sus. Și întreabă unul și zice, măi, cu ăla, ce îi? Restul toți cu capul în pământ. Toți sunt terminați și el e cu capul ridicat, cu pieptul scos și parcă are așa o mândrie. La care unul dintre localnici zice, el, tatăl său este un împărat și el nu o poate uita. Tatăl tău este împăratul împăraților și tu uiți lucrul acesta de fiecare dată când intervine o problemă în viața ta. Tu uiți lucrul acesta de fiecare dată când circumstanțele tale se tulbură un pic. Și zici, Doamne, ce rău mie și ce... Glorificarea lui Dumnezeu începe cu realizarea că starea ta este deplorabilă și conștientizarea că Dumnezeu nu te-a lăsat în această stare. Și trăirea constantă în realitatea duhovnicească, că nu mai ești ceea ce ai fost, că ai fost răscumpărat printr-un mântuitor. În al treilea rând, Maria pune o temelie la această glorificare personală a ei cât se poate de puternică. Ultima motivație a ei personală și cea mai importantă motivație este Dumnezeu pentru ea. Priviți! Pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui ține din generație în generație față de cei ce se tem de El. Într-adevăr, starea noastră umilă și recunoașterea ei și faptul că Dumnezeu ne-a eliberat din ea, binecuvântarea care El a revărsat-o peste noi, sunt aspecte care ne ajută să realizăm
că Dumnezeu merită glorificat. Să-L vedem ca și glorios. Dar în cele din urmă, fraților, Dumnezeu trebuie magnificat, trebuie glorificat pentru simplu fapt că El este glorios. Pentru simplu fapt că El este magnific. Dumnezeu merită slava noastră pentru că El este Dumnezeu. Indiferent de starea în care ne aflăm, indiferent de binecuvântările care le-a revărsat sau nu le-a revărsat peste noi, Dumnezeu merită și necesită slava noastră pentru că El este Dumnezeu. Este așa de simplu. A, realizarea stării noastre și realizarea binecuvântărilor care le-a revărsat ne ajută să-L vedem ca tare. Dar dacă îl vedem sau dacă nu îl vedem, El rămâne glorios și El rămâne demn de a fi glorificat. Și Maria, în acest vers, ne prezintă trei tablouri, trei perspective asupra lui Dumnezeu și asupra slavei Lui. Ea spune în felul următor. În primul rând, ne vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Spune, Cel atotputernic. Și Maria a experimentat în mod foarte personal puterea lui Dumnezeu. Țineți minte ce îi spune îngerul Gabriel lui Maria când o înștiințează despre faptul că îl va naște pe Mesia? El spune în felul următor. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Îi spune lui Maria, Maria, vei experimenta puterea lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Vei experimenta puterea lui Dumnezeu într-un mod supranatural. Isaia ne spune despre copilul ce urma să se nască, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii, Isaia 9:6. Este bine. Este bine să nu uităm vreodată cine este Dumnezeu și cine este Domnul nostru Iisus Hristos. El este puternic. El este atotputernic, El este suveran, El este măreț. Și pentru Maria această realitate că Dumnezeu este atotputernic, că Dumnezeu este suveranul lumii, nu a fost pierdută din cauza faptului că ea îl purta în lăuntru el pe Fiul lui Dumnezeu. Ea privea la persoana Domnului Iisus Hristos care încă nu s-a născut din ea și zicea, El este atotputernic. Și noi la sărbători, a, drăgălașul copilaș în iesle. Infantilizarea asta a Crăciunului este stupidă. Drăgălașul copilaș în iesle era Dumnezeul atotputernic. Maria știa asta și tu n-ar trebui să uiți asta niciodată. Atunci când era la 2 săptămâni în iesle și depindea de mama lui și de tatăl său, Iosif, dar nu biologic vorbind tatăl său, juridic vorbind, pentru o perioadă, Iosif era responsabil pentru el. Depindea de ei pentru hrană, pentru adăpost. Acel copil era în continuare și întotdeauna a fost și este acum veșnic Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. A vorbit despre el parcă el ar fi un simplu copilaș din ceva desene animate. Este blasfemie. Și Maria nu uită acest lucru. Maria privește la Mântuitorul care urma să fie născut prin ea și știe că este Dumnezeul atotputernic și îl cinstește ca atare. 2. Sfințenia sa. Dumnezeu este descris în Scriptură ca fiind de 3 ori sfânt și Maria este extrem de conștientă de faptul că acest copil este Fiul lui Dumnezeu și este sfânt. Este înștiințată de înger că numele lui este sfânt. Nu doar că este un copil sfânt, un copil fără păcat, ci numele lui este sfânt. De ce? Pentru că el este Dumnezeu. Și Dumnezeu este sfânt. Da? Asta este numele lui, este titlul lui. Sfințenia lui Dumnezeu este de altfel atributul care îl descrie poate cel mai corect și mai deplin. Pentru că conceptul de sfințenie, când vorbim despre Dumnezeu, este mai mult decât doar un concept de moralitate. Adică Dumnezeu este foarte, foarte moral când zicem că este sfânt. Într-adevăr, Dumnezeu este moralitatea absolută. Adică ceea ce Dumnezeu zice și ceea ce Dumnezeu face este definiția moralității.
Ateii foarte mult vin și se bat pe ideea asta și zic, pe Dumnezeul Scripturii este imoral. Uite, acolo au omorât niște oameni. Ca tare este imoral. I-ați întrebat vreodată, bun, dar cum știi că asta este imoral? Să omori. Cine ți-a spus? Păi clar că este imoral să omori. Bun, dar dacă nu există un Dumnezeu, un standard absolut și obiectiv al dreptății, de unde știi tu că este imoral să omori? Dacă suntem doar animale, dacă suntem doar un accident al evoluției, de ce este imoral ca eu să o omor pe toți? Că dacă un lup intră între niște oi și le omoară pe toți, nimeni nu zice, nici ciobanul nu zice, wow, ce lup imoral! N-are niciun standard moral lupul acesta, nu? Al bleastă-mă pe lup și așa mai departe, îl înjură, dar nu îi face nicio judecată morală. De ce? Pentru că nu există un cod moral după care lupul trebuie să se ghideze, da? E ceva total natural pentru el. În schimb, când un om face așa ceva, automat spunem și zicem, e nedrept. Cum știm că este nedrept? Pentru că Dumnezeu ne-a învățat și ne-a dictat ce este drept și ce este nedrept. Ne-a scris în legea Lui și a scris-o pe inimile noastre. Dar dacă n-ar fi Dumnezeu, n-am ști ce este drept și ce este nedrept, obiectiv vorbind. Așa că oamenii care vor să judece moralitatea lui Dumnezeu încearcă să fure standardele Lui și să zică, Dumnezeu este nedrept pentru că. Pentru că ce? El este standardul moralității. El ne spune ce este bine și ce este rău și El nu își încalcă niciodată standardele Lui. Dar când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu ca și atribut, vorbim de mai mult decât doar moralitatea Lui sau etica Lui. Este vorba de o distinție care se face. De faptul că Dumnezeu este distinct și separat, este unic față de orice altceva. Nu există nimic altceva care este în categoria Dumnezeu. Dar asta înseamnă că El este sfânt, separat, distinct. În categoria om, există alți oameni. În categoria bărbați, există alți oameni. De fapt, aproape orice categorie care o poți numi, să zicem, despre mine, găsiți alți oameni. În categoria tată, există alți oameni care se pot numi tată. În categoria, alegeți o categorie, da? În categoria Dumnezeu, există unul singur. O singură persoană, da? O singură persoană, și anume Dumnezeul Trinitar. El este unicat. El este de trei ori sfânt. Nu este nimic și nimeni ca și El. Și Maria știe acest lucru pentru că copilul care este în ea are numele Sfânt. Și trei, Maria ne vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu veșnică. Contemplează starea ei, contemplează starea noastră, starea omenirii și în contrast cu sfințenia infinită și puterea absolută a lui Dumnezeu, Maria își pune întrebarea corectă și anume, nu cum ne punem noi, dar oare de ce n-a mântuit Dumnezeu pe toți? Sau oare de ce nu se îndură Dumnezeu de mai mulți? Nu v-ați pus întrebarea. Doamne, sunt atâția oameni în orașul acesta. De ce sunt așa de puțin pocăiți? De ce dintre atâți care sunt pocăiți foarte puțin sunt cu adevărat pocăiți? Doamne, de ce nu te înduri de mai mulți? Maria nu își pune întrebarea așa în mintea ei. Ea nu vede ecuația sa. Ea se uită la un Dumnezeu de trei ori sfânt. La un Dumnezeu atotputernic. La un Dumnezeu care n-are nevoie de nimic de la nimeni. Și își pune întrebarea, Doamne, de ce te-ai îndurat de oricare dintre noi? De ce te-ai îndurat de mine? De ce te înduri de oricine? Și vede îndurarea lui Dumnezeu prin faptul că un Dumnezeu sfânt și măreț și puternic iartă și mântuie pe oameni care nu merită nimic din partea lui decât o sândă. Doar când înțelegi cu adevărat starea depravării tale, starea umilă în care te afli și sfințenia lui Dumnezeu, când înțelegi cine este Dumnezeu cu adevărat, doar atunci poți aprecia îndurarea lui Dumnezeu față de tine. Până când nu înțelegi cât de penibil și deplorabil ești tu și cât de măreț și puternic și sfânt este El, va fi întotdeauna în tine așa un pic de sentiment că totuși parcă Dumnezeu a fost dator. Poate nu să mă mântuiască pe mine în particular, dar măcar să creeze un cadru, măcar să-mi dea o șansă, măcar ca să fie o posibilitate. Și Biblia spune, Dumnezeu nu-ți datorează nimic. Dacă te trimitea în iad pe tine și toată omenirea,
Dumnezeu era la fel de sfânt, la fel de glorios, la fel de bun. Este doar din dragostea Lui și doar din mila Lui și din îndurarea Lui veșnică, de unde izvorăște harul și mântuirea. Și nu din tine, și nu din contribuția ta sau din meritul tău în fața Lui, în fața Lui Dumnezeu. În al doilea rând, Maria ne aduce câteva motive profetice pentru care ar trebui ca să-L glorificăm, să-L magnificăm pe Dumnezeu. Maria privește acum în mod profetic peste istorie și spre viitor și ne arată motive profetice pentru care Dumnezeu, și anume Iisus, trebuie glorificat. Trebuie glorificat. Ne arată în mod specific care sunt schimbările și transformările majore care se produc din pricina acestui mântuitor care urmează să se nască. Ce se va schimba în mod radical? Ce se produce pe scena istoriei în mod radical din cauza acestui prunc care urmează să fie născut, care este Fiul lui Dumnezeu? Și ea semnalează, sublinează pentru noi trei sfere în care urmează să fie schimbări majore, care de altfel sunt profețite din vechime și vedem că aceste lucruri sunt realități de-a lungul timpului, dar ele ajung la apogeul lor și se vor culmina în Domnul nostru Iisus Hristos odată cu întoarcerea Lui. Spune Maria, El a înfăptuit o minune prin brațul Lui. I-a împrăștiat pe cei mândri în cugetul inimii lor. Deci prima sferă este sfera morală. Da? Și ne vorbește Maria despre minunea care a înfăptuit-o Dumnezeu prin acest copil. Mândria este rădăcina tuturor păcatelor. Ea vine întotdeauna înainte căderii și ea este sămânța idolatriei. Da? Mândria omului care spune eu știu mai bine decât Dumnezeu. Eu știu mai bine cum să mă închin, cui să mă închin, când să mă închin. Da? Asta este rădăcina idolatriei. Asta a fost rădăcina idolatriei în grădina Edenului. Dumnezeu a zis așa să trăiți, așa veți fi fericiți. Ei s-au întâlnit cu șarpele și au zis măi, oare chiar știi Dumnezeu? Oare chiar a zis? Oare nu putem gândi noi un plan mai bun? Și din mândria aceasta, din dorința aceasta de a lua decizii în locul lui Dumnezeu, omenirea a căzut în păcat. Și în aceeași mândrie și în aceeași motivație, oamenii cad în idolatrie tot timpul, inclusiv în biserică. Practicile de altfel, multe dintre ele idolatrice, care se întâmplă în biserică, nu în biserica noastră, slavă Domnului, dar în multe biserici, provin exact de aici. Dumnezeu ne lasă în Sfânta Scriptură rețeta clară despre felul în care ar trebui să ne închinăm Lui. Și vine omul și spune în mândria lui, hei, am eu alte metode. Știu eu mai bine cum ca să-L laud și să-L magnific pe Dumnezeu. Ce atâta cântare, rugăciune, predicarea cuvântului? Astea-s demodate. Trebuie scenete, trebuie lumini, trebuie artificii. Da? Și vin cu tot felul de justificări. Păi Dumnezeu e mare, trebuie să facem un show mare, să arătăm lumii cât de mare îi. Asta nu-i smerenie. Smerenia este ca să admiți că Dumnezeu știe cel mai bine cum este glorificat și cum trebuie să te închin Lui. Și El știe cel mai bine cum oamenii vor fi străpunși de adevărul Lui. Și El ne spune cel mai bine ce ar trebui să facem, inclusiv când ne închinăm. Și chiar dacă ne vine așa nouă, știi, din fire, aș vrea să-mi... Da? Pornirile acelea trebuie răstignite și să admitem tot timpul, Tu știi, Doamne, mai bine cum să ne închinăm Ție. Tu ne-ai arătat mai bine cum să ne închinăm Ție. Tu ne-ai arătat cum să trăim ca să ne glorificăm. Și nu ceea ce vrem noi și ceea ce dorim noi trebuie să fie scos în evidență, ci ceea ce Tu ne-ai poruncit. Mândria este ceva extrem de periculos. Și Domnul nostru Iisus Hristos a venit să zdrobească pe cei mândri și să-i ridice pe cei smeriți. Și este o adevărată minune acest lucru, pentru că lumea aceasta în care trăim este o mașinărie imensă care se consumă să facă exact opusul. Să-i ridice pe cei mândri, pe cei care doresc să se afirme și să-i asuprească pe cei care sunt umiliți și smeriți și deja sunt asupriți. Tot sistemul acesta în care trăim caută lucrul acesta.
Și este doar lucrarea Domnului Iisus Hristos, care în cele din urmă va rectifica această problemă morală și o va rectifica în mod permanent. Va suspulbera acest sistem în care cei care sunt mândri și dornici să se afirme și idolatri vor fi spulberați și cei care sunt săraci în duh vor fi elevați împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Doar Iisus Hristos rezolvă în mod permanent această problemă. Dumnezeu ne învață și Biblia ne învață că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți ele dă har. Iacov 4:6. Și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este rezolvarea acestei dileme morale. Proverbe 11:21, Solomon ne învață exact care este această dilemă, dilema care de altfel ne punem și noi. Și spune în felul următor: în mod sigur, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar cei ce sunt drepți vor fi salvați. Și acum avem dilema morală. Când va veni această judecată? Cum se va rezolva această problemă? Cum vor fi pedepsiți cei mândri? Când se va rezolva? Cât timp mai trebuie să suferim? Și pe de altă parte, care sunt cei drepți? Cum vor fi unii considerați drepți? Și Domnul Iisus Hristos este soluția. La revenirea Lui, cei mândri, cei trufași, cei îngânfați, cei păcătoși, cei răzvrătiți, cei idolatri vor fi pedepsiți de judecătorul Domnul nostru Iisus Hristos. Și toți cei care sunt considerați drept prin viața și moartea și învierea Lui, toți aceia vor fi mântuiți de El. Hristos este soluția la această dilemă. El este minunea prin care cei rău este nimicit și cei buni, care El însuși oferă acestei lumi cei buni, este mântuit. În al doilea rând, Maria ne arată sfera socială. Ea spune în felul următor: i-a dat jos pe cei puternici de pe tronurile lor și a înălțat pe cei smeriți. Și cu siguranță am putea ca să mergem și vă las ca să mergeți în gândul vostru la realitatea că Hristos este domnitor, este împărat peste întreaga creație. Sau chiar și la faptul că noi, ne spune Scriptura, vom fi moștenitori împreună cu El și vom judeca această lume. Și am putea zice că în felul acesta El a detronat pe cei mândri, pe cei care sunt puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Dar vă ajunge cu gândul în această seară și la un fenomen poate mai aproape de noi, mai ușor de înțeles și mai palpabil. La faptul că dacă privim la orice imperiu, la orice împărat, la orice președinte, toți pornesc cu un scop în mintea lor și anume să schimbe lumea. Indiferent, până la urmă, cum sârșesc, de aici au început. Hitler, Stalin, Ceaușescu, Obama, Trump, toți vor ca să lase în urma lor o lume schimbată. De acolo pornesc toate imperiile, da? Imperiul american, imperiul englez, toate imperiile au vrut să cucerească și să transforme ca să schimbe lumea. Și vreau să vă propun o simplă realitate. Că toate imperiile lumii și toți președinții și toți monarhii nu au avut impactul și transformarea care ei au dorit-o la nivelul la care a avut creștinismul în această lume. Creștinismul a transformat fața pământului mai profund decât orice guvern, decât orice partid și decât orice monarh care a existat vreodată. Creștinismul a schimbat în mod profund viața tuturor oamenilor de pe acest pământ. Un simplu prunc, născut din fecioară, crescut de părinți săraci, urmat de 12 ucenici, dintre care unul dintre ei un trădător, au întors lumea aceasta pe dos. Mai mult decât împărații ei, politicienii ei, înțelepții ei. Creștinismul a doborât imperii și a detronat împărați. Au pornit revoluții și au realizat acte caritabile innumerabile. Chiar și laic vorbind, lăsând la o parte că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, laic vorbind, omenește vorbind, Hristos este cel mai important personaj din punct de vedere social care a trăit vreodată. Iisus Hristos, născut în Betleem, a avut un impact în această lume mai mult decât orice om și orice imperiu. Luăm în calcul că această transformare care o vedem aici
este doar o oglindire a ceea ce urmează când împărăția lui va fi instaurată permanent pe un pământ nou și un cer nou. Realizăm că este cu mult mai mult decât o schimbare socială. Este o schimbare veșnică și divină care urmează să vină. Și trei, sfera spirituală. Spune Maria, pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți, iar pe cei bogați i-a dat afară cu mâinile goale. Acum, la prima vedere, ai întrebat, stai un pic, asta nu pare de a avea ceva de a face cu spiritualitate. O, Maria nu vorbește despre hrană, despre pâine și despre carne. Toți, fraților, toți ne naștem cu ea, cu această foame lăuntrică, de mici copii ne este foame, dar de când ne naștem, ne plângem după hrană. Întâi plângem după mâncare, după aia dezvoltăm foame după alte necesități. Vrem bani, vrem mașini, vrem statură, vrem influență, avem o foame care ne roade tot timpul în lăuntru nostru, tot timpul ne macină. Ne naștem cu ea în firea noastră păcătoasă și o dezvoltăm prin trăirea noastră păcătoasă. Și oamenii aleargă o viață întreagă să satisfacă această foame din lăuntru lor. Tot ceea ce fac este să satisfacă această foame. Și este așa de tragic să privești în jurul tău și să vezi oameni care cred că pot fi împliniți fără Hristos. Cel mai tragic este să te vezi în biserici. Cum aleargă să hrănească această foame. Și nici măcar duminica nu se gândesc să stâmpăre foamea cu Domnul nostru Iisus Hristos și cu cuvântul său. Aleargă, nesătui, tot timpul. Cât efort depun ei ca să se convingă că sunt satisfăcuți de lucrurile acestei lumi, doar să sfârșească într-o deplină dezamăgire. Vedem în Apocalipsa o biserică întreagă plină de asemenea oameni, cum sunt multe biserici pline de asemenea oameni și astăzi. Vorbind îngerului, vorbind către Laodiceea, îngerul scrie, către îngerul ei scrie în felul următor. Acestea sunt cuvintele celui care este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul creației lui Dumnezeu. Știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în clocot, o dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici în clocot, nici rece, o să te vărs din gura mea. Da? Vedem că Dumnezeu zice, biserica asta e moartă. Trebuie să-i dau certificat de deces. E plină de oameni care nu-s nici reci, nici în clocot. Da? Nu-s nici oameni care, să zicem, la început, sunt necredincioși, dar acum poate, fiind în biserică, Dumnezeu va lucra în viața lor. Și nu-s nici oameni care sunt fierbinți pentru Dumnezeu, că sunt credincioși adevărați. Și Dumnezeu spune, e moartă biserica. Și uitați de ce se dă acest decret. Pentru că zici, să vedem acum ce zic membrii acestei biserici, pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic și nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curat prin foc, ca să fii bogat, haine albe ca să te îmbraci și să nu-ți se vadă rușinea goliciunii tale și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să poți vedea. Ăștia sunt creștini, cum am vorbit dimineață, creștini nominali, creștini culturali, creștini care sunt creștini numai după nume, care vin la biserică pentru că știe așa se face la noi în familie, dar ei se consideră sătui, ei se consideră satisfăcuți de lucrurile acestei lumi și ei aleargă doar după ele și vin la biserică și se mândresc. Ei, ia uzi cineva. Da, am fost și eu mai de mult un sărman, șlefuiesc așa, o împodobesc în limbajul ăsta spiritual. S-a îndurat Domnul de mine și uite ce om a făcut din mine. Știi? Eram un ciuriburi și acum azi cineva. Bun-i Dumnezeu! Bun-i Dumnezeu! Sunt oameni care cu numele sunt creștini, dar în lăuntru lor își hrănesc acea foame cu altceva. Și se mândresc că au ajuns ca să o stâmpăre cu lucrurile acestei lumi. Și Hristos scrie acestei biserici și spune, nu vedeți că sunteți morți? Nu vedeți că sunteți goi? Că sunteți penibili? Nu vedeți că trebuie să vă vărs din gura mea? Există
și o foame care este sănătoasă. Matei 5:6 ne învață Mântuitorul: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Există o foame care o poate da doar Domnul nostru Iisus Hristos. El poate lua acea foame după lucrurile nesănătoase, El poate omorâ acea foame păcătoasă și ne poate da o altă foame. O foame după neprihănire, o foame după ascultare de Dumnezeu. Și este o foame care doar El o satisface. Doar Hristos ne dă această foame sfântă și doar Hristos satisface această foame sfântă. Domnul Iisus Hristos ne spune în Ioan, capitolul 6:35, spune așa: Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va fi flămând niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. El este singurul care poate stâmpăra această foame. El este adevărata hrană și El este adevărata băutură. Și fără El nu există satisfacție și nu există împlinire și nu există mântuire. Și El a venit în lume. El s-a întrupat ca trupul Lui să fie frânt, ca El să fie pâine și vin pentru noi ca să ne hrănim și să trăim veșnic. Și Maria spune, asta va realiza El. El va da hrana adevărată celor flămânzi, cei care vor neprihănirea, cei care se încred în El, cei care vor respinge hrana acestei lumi și vor alerga către Mântuitorul nostru, către Domnul nostru Iisus Hristos. Și Maria spune, sufletul meu îl magnifică pe Dumnezeu, îl preamărește pe Dumnezeu, trebuie să-L preamărească pe Dumnezeu, pentru că sunt conștient de starea mea depravată. Pentru că El a privit cu bunăvoință spre mine și s-a îndurat de mine în starea mea. Pentru că El este cu adevărat Dumnezeu. Indiferent în ce condiții mă aflu eu, El este cu adevărat Dumnezeu, El este cu adevărat puternic. El este sfânt și El este plin de îndurare față de toți cei ce se tem de El. Și pentru că în cetatea lui David ni s-a născut un Mântuitor, care este Iisus Hristos. Pentru că El va face dreptate și El va zdrobi pe cei mândri și va ocroti pe cei smeriți. Pentru că El va domni în veșnicie. El a detronat orice autoritate umană și El șade astăzi pe tronul Său veșnic, ca Domn și Mântuitor veșnic. Și pentru că El m-a mântuit, m-a mântuit de păcatul meu, m-a mântuit de foamea aceasta firească, incurabilă și mi-a dat să mănânc. Mi-a dat să mănânc din El, din pâinea vieții și mi-a dăruit viață veșnică. Prin întruparea Sa, prin viața Lui desăvârșită, prin moartea și învierea Lui, El m-a mântuit pe mine și El te poate mântui și pe tine. Amin. Amin.